matematician maghiar din Transilvania, rămas în istorie pentru că a conceput o geometrie nouă, diferită de cea clasică atribuită lui Euclid. Bazele geometriei neuclidiene au fost redate în lucrarea de numai 26 de pagini numită Appendix. Boyoi a scris și un studiu referitor la teoria numerelor complexe. De numere ne vom ocupa și noi chiar acum. Începe lecția de matematică. Bună ziua! Numele meu este Gherghe Radu și sunt profesor de matematică la Liceul Teoretic Lucian Blaga din București. Astăzi vom rezolva împreună subiectul al treilea din testele de antrenament profil pedagogic. Se consideră matricea A de A, o matrice pătratică de ordinul al doilea, ce are pe prima linie elementele 3 și A și pe linia a doua elementele 0 și 3, unde A este un număr real la punctul 1 se cere verificarea egalității determinantul matricei A de A egal cu 9 pentru orice număr real A mic. Avem determinantul matricii A de A egal cu 3 înmulțit cu 3 minus 0 înmulțit cu A egal cu 9 minus 0 egal cu 9 pentru orice număr real A mic. Observăm că familia de matrice A de A reprezintă o mulțime de matrice inversabile, întrucât determinantul matricei A de A este diferit de 0 pentru orice număr real a mic. La punctul 2 se cere verificarea unei egalități A de 0 înmulțit cu A de 2021 egal cu 3 înmulțit cu matricea A de 2021. Particularizând scrierea matricei A de A pentru A egal cu 0 și A egal cu 2021, obținem matricele A de 0 și respectiv A de 2021. Avem A de 0 înmulțit cu A de 2021 egal cu 3 înmulțit cu matricea unitate de ordinul 2 înmulțit cu matricea A de 2021 egal cu 3 înmulțit cu matricea A de 2021. La punctul 3 se cere verificarea egalității A de A minus 1 plus A de A plus 1 egal cu 2 înmulțit cu matricea A de A pentru orice număr real, a mic. Folosind substituția a minus 1 în locul lui a și a plus 1 în locul lui a, obținem matricele a de a minus 1 și a de a plus 1. Suma celor două matrice este egală cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 6 și 2a și pe linia a doua elementele 0 și 6. Matrice ce este egală cu 2 înmulțit cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele 3 și a și pe linia a doua elementele 0 și 3 adică egal cu 2 înmulțit cu matricea a de a. La punctul 4 se cere determinarea numerelor naturale n, nule m și n pentru care produsul matricial A de m înmulțit cu A de n egal cu 3 înmulțit cu matricea A de 3. Utilizând substituția m în locul lui a și n în locul lui a, obținem matricele A de m și A de n. Produsul matricial ADM înmulțit cu ADN este egal cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele 9 și 3 pe lângă N plus M și pe linia a doua elementele 0 și 9. Particularizând scrierea matricii ADA a pentru A egal cu 3 obținem matricea AD3 de și deci 3 înmulțit cu AD3 este egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are elementele de pe prima linie egale cu 9 și elementele de pe linia a doua egale cu 0, respectiv 9. Egalitatea din enunțul cerinței este echivalentă cu egalitatea celor două matrice obținute, de unde obținem 3 pe lângă n plus m egal cu 9, relație ce este echivalentă cu n plus m egal cu 3. Cum m și n sunt numere naturale nenule, obținem n egal cu 1, m egal cu 2 sau n egal cu 2, m egal cu 1. La punctul 5 se cere determinarea numerelor reale a mic pentru care matricea A de A pătrat minus 2 înmulțit cu matricea A de A plus matricea A de 1 egal cu matricea nulă de ordinul 2. Folosind substituția A pătrat în locul lui A, obținem matricea A de A pătrat, particularizând scrierea aceleiași matrice pentru A egal cu 1, obținem matricea A de 1. Avem a de A pătrat minus 2 înmulțit cu A de 0 plus A de 1 egal cu matricea nulă de ordinul 2 echivalent cu egalitatea dintre matricea de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele 0 și a minus 1 la pătrat și pe linia a doua elementele egale cu 0 și matricea nulă de ordinul 2, de unde obținem a minus 1 totul la pătrat egal cu 0, rezultă a egal cu 1. La punctul 6 se cere determinarea numărului matricelor a de capa unde capa este un număr întreg și determinantul matricei K înmulțit cu A de K este mai mic sau egal decât 36. Folosind substituția K în locul lui A, obținem matricea A de K. avem determinantul matricei K înmulțit cu A de K mai mic sau egal decât 36, e echivalent cu K pătrat înmulțit cu determinantul matricii A de K mai mic sau egal decât 36, echivalent cu 9k pătrat mai mic sau egal decât 36, de unde deducem modul din k mai mic sau egal decât 2, inegalitate ce este echivalentă cu minus 2 mai mic sau egal decât k mai mic sau egal decât 2. Deoarece k este număr întreg, obținem k aparține mulțimii formate din minus 2 minus 1, 0, 1 și 2. Deci, sunt 5 matrice care verifică cerința. În continuare, vom rezolva împreună subiectul al treilea din testul 2 de antrenament. Se consideră matricele A, o matrice pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele minus 2 și 1 și pe linia a doua elementele 3 și 0, matricea unitate de ordinul 2, și matricele M de X, matrici pătratice de ordinul 2, ce au pe prima linie elementele X și 3 și pe linia a doua elementele 1 și X minus 2, unde X este un număr real. La punctul 1 se cere verificarea egalității determinantul matricei A egal cu minus 3. Avem determinantul matricei A egal cu minus 2 înmulțit cu 0, minus 3 înmulțit cu 1, egal cu 0, minus 3, egal cu minus 3. La punctul 2 se cere verificarea unei alte egalități, matricea A plus matricea M de 6, egal cu 4, înmulțit cu matricea de ordinul 2, ce are toate elementele egale cu 1. Particularizând scrierea matricii M de X pentru x egal cu 6, obținem matricea M de 6, avem A plus M de 6 egal cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are toate elementele egale cu 4, matrice ce este egală cu 4 înmulțit cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are toate elementele egale cu 1. La punctul 3 se cere verificarea unei egalități, determinantul matricei M de X egal cu X plus 1 totul pe lângă X minus 3 pentru orice număr real X. Avem determinantul matricei M de X egal cu X pe lângă X minus 2 minus 1 înmulțit cu 3 egal cu X pătrat minus 2X minus 3 egal cu X plus 1 totul pe lângă X minus 3 pentru orice număr real X. La punctul 4 se cere determinarea numerelor întregi A mic pentru care determinantul matricei A plus M de 2 este egal cu 9 minus A pătrat. Particularizând scrierea matricei M de X pentru X egal cu 2 obținem Matricea M de 2, o matrice pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 2 3 și pe linia a doua elementele 1 și 0. Calculăm suma dintre matricele A și M de 2 și obținem matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe diagonala principală elementele egale cu 0 și pe diagonala secundară elementele egale cu 4. Determinantul acestei matrice este egal cu 0 minus 16 egal cu minus 16. Egalitatea din enunțul cerinței, adică determinantul matricei A plus M de 2 egal cu 9 minus A pătrat, devine minus 16 egal cu 9 minus A pătrat. Ecuație ce este echivalentă cu A minus 5, totul pe lângă A plus 5 egal cu 0, de unde obținem A egal cu 5 sau A egal cu minus 5. La punctul 5 se cere determinarea numărului real X pentru care M de X înmulțit cu m de x egal cu 4 înmulțit cu matricea unitate de ordinul 2. Calculăm produsul matricial m de x înmulțit cu m de x și obținem matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele x pătrat plus 3 și 6x minus 6 și pe linia a doua elementele 2x minus 2 și x pătrat minus 4x plus 7. Calculăm apoi 4 înmulțit cu matricea I2 și obținem matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe diagonala principală elementele egale cu 4 și pe diagonala secundară elementele egale cu 0. M de x înmulțit cu M de x egal cu 4 înmulțit cu matricea unitate, dacă și numai dacă, x pătrat plus 3 egal cu 4, 6x minus 6 egal cu 0, 2x minus 2 egal cu 0 și x pătrat minus 4x plus 7 egal cu 4. Din a doua ecuație a sistemului obținem x egal cu 1, care convine deoarece această valoare verifică toate celelalte ecuații ale sistemului. La punctul 6 se cere determinarea numărului natural n, pentru care m de n plus m de n plus 1 plus m de n plus 2 este egal cu 3 în cu matricea m de 2022. Folosind substituțiile n în locul lui x N plus 1 în locul lui X și N plus 2 în locul lui X, obținem matricele M de N, M de N plus 1 și, respectiv, M de N plus 2. Suma celor trei matrice este egală cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 3N plus 3 și 9 și pe linia a doua elementele 3 și, respectiv, 3N minus 3. Particularizând scrierea matricii M de X pentru X egal cu 2022, obținem matricea M de 2022 și 3 înmulțit cu M de 2022 egal cu matricea pătratică, ce are pe prima linie elementele 3 înmulțit cu 2022 și 9 și pe linia a doua elementele 3 și 3 înmulțit cu 2020. Egalitatea matricială din enunțul cerinței este egală cu egalitatea dintre cele două matrice obținute, e echivalent în continuare cu următorul sistem de ecuații. 3 pe lângă n plus 1 egal cu 3 înmulțit cu 2022 și 3 pe lângă n minus 1 egal cu 3 înmulțit cu 2020. Adică, n plus 1 egal cu 2022, și n minus 1 egal cu 2020. Din ambele ecuații ale sistemului se obține n egal cu 2021, care convine. Subiectul al treilea din testul 3 de antrenament se consideră matricea unitate de ordinul 2 și matricea A de A o matrice pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 1 și 2A și pe linia a doua elementele 3A și 2, unde A este un număr real. La punctul 1 se cere verificarea unei egalități, determinantul matricei A de 2 egal cu minus 22. Particularizând scrierea matricei A de A pentru A egal cu 2, obținem matricea A de 2 Determinantul acestei matrice este egal cu 1 înmulțit cu 2, minus 4 înmulțit cu 6, egal cu 2 minus 24, egal cu minus 22. La punctul 2 se cere verificarea unei egalități: A de 1 înmulțit cu A de 1, minus 3 înmulțit cu matricea A de 1, egal cu 4 înmulțit cu matricea I2. Particularizăm scrierea matricei ADA a pentru A egal cu 1, obținem matricea AD1. Calculăm mai întâi produsul matricial AD1 înmulțit cu AD1 și obținem matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 7 și 6, și pe linia a doua elementele 9 și 10. Apoi produsul dintre scalarul 3. Și matricea AD1, și obținem matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima coloană elementele 3 și 9, și pe coloana a doua elementele egale cu 6. Rezultă AD1 înmulțit cu AD1 minus 3 înmulțit cu AD1 este egal cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe diagonala principală elementele egale cu 4 și pe diagonala secundară elementele egale cu 0 egal cu 4 înmulțit cu matricea unitate de ordinul 2. La punctul 3 se cere determinarea numerelor reale X pentru care determinantul matricei A de X egal cu minus 52. Utilizând substituția X în locul lui A obținem matricea A de X Determinantul matricei A de X egal cu minus 52 este echivalent cu 54 minus 6X pătrat egal cu 0, adică 6 pe lângă 3 plus x, totul pe lângă 3 minus x egal cu 0, de unde obținem x egal cu minus 3 sau x egal cu 3. La punctul 4 se cere verificarea unei egalități, a mic înmulțit cu matricea A de 1, minus matricea A de A, egal cu A minus 1 înmulțit cu matricea A de 0, pentru orice număr real A mic. Particularizând scrierea matricei A de A pentru A egal cu 1 și a egal cu 0, obține matricele A de 1 și respectiv A de 0. Avem A înmulțit cu A de 1 minus matricea ADA, egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe diagonala principală elementele A minus 1 și 2 pe lângă A minus 1 și pe diagonala secundară elementele egale cu 0, egal cu a minus 1 înmulțit cu matricea A de 0 pentru orice număr real A mic. La punctul C mic se cere determinarea numerelor reale E mic, pentru care determinantul matricii A de M plus A de 1 egal cu 2. Utilizând substituția M în locul lui A, obțin matricea A de M, unde M este un număr real. De la cerința 4 știm Matricea de 1 egal cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe prima coloană elementele 1 și 3 și pe coloana a doua elementele egale cu 2. Suma matricelor ADM plus de 1 este egal cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele 2 și 2M plus 2 și pe linia a doua elementele. 3m plus 3 și 4. Determinantul acestei matrice este egal cu 2 minus 6m pătrat minus 12m. Din 2 minus 6m pătrat minus 12m egal cu 2, obținem minus 6m pe lângă m plus 2 egal cu 0, de unde rezultă m egal cu 0 sau M egal cu minus 2. La punctul 6 se cere determinarea numărului natural nenul ien mic, pentru care matricea A de n înmulțit cu matricea A de 1 supra ien, egal cu matricea A de 1 supra n înmulțit cu matricea A de n. Utilizând substituțiile n în locul lui A și 1 supra ien în locul lui A, obținem matricele. A de n și respectiv a de 1 supra n. Calculăm pe rând mai întâi produsul matricial din partea stângă a egalității și obținem relația 1: A de n înmulțit cu a de 1 supra n egal cu matricea pătratică de ordinul 2 ce are pe prima linie elementele 7 și 2 supra ien plus 4 yen și pe linia a doua elementele 3 yen plus 6 supra ien și 10. Calculăm apoi termenul din dreapta egalității și obținem a de 1 supra yen înmulțit cu a de N egal cu matricea pătratică de ordinul 2, ce are pe prima linie elementele 7 și 2n plus 4 supra n, și pe linia a doua elementele 3 supra n plus 6n și 10. Egalitatea din enunțul cerinței este echivalentă cu egalitatea dintre cele două matrice obținute în relațiile 1 și 2, e echivalent în continuare cu următorul sistem de ecuații. 2N egal cu 2 supra N și 3 supra N egal cu 3 N, de unde se obține N egal cu 1 supra N. Deoarece N este număr natural nenul, obținem în final N egal cu 1. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și data viitoare. La revedere! Dragilor, lecția de matematică a ajuns la final. Dacă vreți să revedeți emisiunile, acestea sunt disponibile online pe site-urile tvr.ro, la secțiunea Teleșcoala și pe tvrplus.ro. Rămâneți pe TVR2. Ne întoarcem în câteva minute cu un nou curs util în pregătirea voastră pentru BAC.